Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. Iată, ne suntem astăzi pe cât mare? Pe 9. Pe 9 mai. Și credeți-mă că am stat cu mintea la voi, dragilor, toată perioada asta și tot m-am gândit când vine timpul să fac și un filmuleț. Voi știu că l-așteptați cu mare nerăbdare. Mă sunați o parte dintre voi, mă întrebați diverse lucruri specifice, să spunem, problemele pe care le aveți la stupina voastră acolo, probleme pe care le întâmpinați voi. Dar iată că astăzi se întâmplă un lucru spre bucuria mea deosebit, în sensul că problema asta cu care m-am confruntat, faptul că nu găseam timp să mă filmez, este rezolvată, pentru că Marius m-a sunat azi în jur de ora 10, cât era oare? 10 jumătate. Și spune-mi așa, cum ai dat peste mine, cine ești tu, de unde vii, ce ești și cum, poftim. Eu sunt din comuna Găiceana, satul Arin, și am dat de dumneavoastră prin intermediul internetului și am fost curios ca să vin să văd cum lucrează dumneavoastră în stupina dumneavoastră. De mai multă vreme, de când m-ai descoperit? Din iarna anului trecut. Să știi că eu sunt pe internet de vreo, să spunem, 4-5 ani de acum. Blogul ăsta al meu pe care l-am văzut, Prof Online, este cu foarte mult timp. Sunt peste 1000 de ore de film. Îți dai seama, trebuie să stai acolo mult și să pierzi multe, multe ore. 1000 de ore trebuie să pierzi ca să-l vezi pe toate. O grămadă de timp. Da, foarte mult timp. Așadar, Marius, cu ce problemă? Ai vrut să vezi exact ce și cum, dar ai și un obiectiv, în afară de chestia asta. Să văd ce rol are folia deasupra. Ai văzut deasupra... că folosesc folie, da, da. Ai văzut. Deci, ai o serie de întrebări. Am, din fugă, așa cât am stat 2-3 minute, 5 minute de vorbă, am înțeles că tu ai o stupină frumoasă așa și e. Ești pus într-o situație delicată, aceea de a te ocupa de stupina aceea pe care o ai jur de 90 de familie, am înțeles eu așa de la tine. Exact. Ei. Marius, să știi că ca tine sunt o parte din tineri, tu ai 23 de ani, care vor să se apuce de ceva, vor să facă ceva. Că vezi, te uiți în stânga și în dreapta, timpul trece și ceva concret să faci și tu. Tu ai șansa că ai stupina deja construită. Am înțeles că sunt niște probleme în sănătate cu tata și atunci tu trebuie să te ocupi urgent de stupină, să o conduci în continuare și îți lipsesc informațiile. Practic, te afli în situația de a conduce această stupină, care nu-i deloc o treabă simplă, trebuie să-ți spun foarte tare chestia asta, și ești nerăbdător să ai cât mai multe informații și corecte. Exact. Pentru că ai sesizat un lucru. Foarte mulți apicultori, din păcate, habar n-am ce fi în capul lor, nu comunică experiența pe care o au, care au acumulat-o și nu spun și celorlalți tineri chestia asta. Exact. Nu? Deci tu acum ai plecat pur și simplu ca unul care spune, cine să mă ajute și pe mine, cum să reușesc și eu să pun una pe informație, că iată stupina mea așteaptă să fie coordonată, să fie condusă. Este o greșeală mare din partea celor care cred că în apicultură doar stai cu cana și curge mierea acolo. Nu, e muncă imensă. Este foarte multă și dacă nu ai informațiile corecte pentru a face toate cum trebuie, nu ai niciun spor în nimica. Este exact. Decât să te ridici, mai ușor cobori. Degrabă cobori, da. Exact. Da, de acord cu asta. Vezi, dacă în zootehnie, în alte domenii, ai mutat vaca de școală, nu știu ce, dar aici e problema foarte sensibilă, pentru că albina, vezi, nu toate muștile fac miere, nu toți cei care se apucă de apicultură și reușesc, trebuie să ai dragoste foarte mare de albină, să suporți înțepătura, iată chiar și acum te-au înțepat vreo două albine de când filmăm aici, nu? Nu e problemă, sunt obișnuit. Ești obișnuit. Și ca să poți să reuși, repet, ai nevoie de informații și informații de calitate. Profesorul din mine astăzi trăiește o zi de sărbătoare, pentru că
Știi, mă simt extraordinar de bine când am ocazia ca să pot povesti ceea ce știu și să fac eu. Asta vin dinspre partea de profesor ca pedagog. Totdeauna am fost încântat când am reușit să-mi aduc elevul în stare să mă depășească. Pentru mine a fost un spectacol, o sărbătoare în momentul acela. Deci când elevul mă depășește, eu sunt cel mai tare, cel mai bucuros. Am fost acum în Statele Unite, astă iarnă. Am stat o lună și ceva la compania Microsoft, acolo unde copiii mei lucrează de 13 ani. Trebuie să spun că a fost o mare bucurie să intru chiar în companie și să văd acolo niște lucruri spectaculoase. Compania parcă e un orășel, se mișcă dintr-o parte în cealaltă, în interiorul companiei, cu mașinile. Sunt mașini la dispoziție, te-ai deplasat dintr-un loc în altul. Dar hai să revenim. Marius, acest model de stup l-am inventat în 2010, cred. În primăvara lui 2010, după ce am pierdut 60 de familii. Atenție, pierdut 60 de familii de albini datorită atacului varoa. Și atunci eram așa de supărat, plângeam și spuneam, Doamne, trebuie să fie o idee deșteaptă, trebuie să fie ceva interesant încât rama clăditoare, ai auzit de rama clăditoare, nu? Da, 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 bineînțeles. Aceea care captează varoa. Da, da, da. Unde crește strântorii și așa, da? Da, 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 da. Se zice capcană că acolo, când intră femeile de varoa în celulă, rămân sub celula aceea până când trântorile roade căpăcelul și ies afară. De-aia e capcană. E capcana femeilor de varoa. Am înțeles. Ei, în a noua zi, când se întinde larva, atunci când se întinde larva, că ea crește capcoada, ai văzut în celulă așa, nu? Da, da, da. Ei, când se întinde, atunci femeia de varoa își dă drumul, că se creează spațiul acela liber între ei, da? Da, da, da. Și intră acolo în celulă și se mulțește acolo 3-4 femele împerecheate, vor ieși cu mama victorioase din celule. Ei bine, se întâmplă asta prin spinarea larvei. Totul se întâmplă așa, iar când nu sunt trântori, noi avem, se parazitează albina. Și se parazitează și aici vedem albinuțile care merg pe jos și încearcă să zboare și nu reușesc. El își pierd capacitatea de zbor, chiar devin cu handicap. Ai văzut albinuții care nu mai au aripi, care nu, da? Alipire roase. Dar alipire roase, ăla e atac puternic de varoa. Și așa am pierdut eu 60 de familii și atunci am plâns așa, am genunchiat și am țipat de durere, pentru că am zis, trebuie să fie o idee. Și Dumnezeu mi-a pus în cap ideea aceea de a crea biostupul. Biostupul îi spunem pentru că nu mai facem tratamentul cu varachet, ci el se rezolvă, varoa se rezolvă natural prin ceea ce am creat eu acolo, rama clăditoare pusă undeva lateral. Fund antivaroa, pentru că avem aici și posibilitatea să colectăm polen. Aici n-am dat drum la colectoare de polen, dar aici 15% din femeile de varoa cad. Și numai pe fundul la stupul tău tradițional, ele se ridică înapoi. Se agață de piciorușul albin și se ridică înapoi. Dar la mine zduc prin sită și nu mai pot să mai rămân jos. 15%, deci datorită sertarului reușesc. Și acum, eu am iernat aici 3-1. Hai să-ți arăt povestea mea. N-am reușit să-i desfac pe toți. Sunt într-o campanie, de ce m-ai și văzut lucrând intens acum când ai venit. Deci sunt în etapa în care îmi propun să-i desfac și să las câte o singură familie. Vezi ce se întâmplă aici. Am una aici, una aici, una aici. Da? 3. Da, da, da. Se vede foarte bine că cer urgent cer desfacere. Ăsta și-a creat, și-a mai construit. Astea 6 sunt toate full cu puiet. Deci toate 6 sunt full cu puiet aici. 6 sunt, 6 cu puiet. Oricare o desfacem acum, o putem vedea că e cu puiet. Ca să te convinc și să convinc pe cei care ne urmăresc pe noi. Ce voi face? Practic am să iau pe asta și pe asta, astea două, le iau pe cele care nu sunt atât de populate. Uite, asta e cea mai populată. O văd de cum a crescut și, mă rog, ceară pe deasupra. Ea e nebunită, nu are spațiu, acum e stresată foarte tare. Și pe astea două le iau și le pun într-un spațiu de acolo,
Dar într-unul din stupe cei care ai văzut că i-am pregătit. Da. Acolo unde ai văzut că fac. Făceam treaba. Dar te mai anunț un lucru. Că nu iau pe toate șase, ci iau numai patru cu puiet. Cu puiet căpăcit. Că acolo unde îl duc, nu are albină, n-are albină lucrătoare, nu are călătoare, albina care se ducă la câmp să facă, se aducă apă, să nu știu ce. Și atunci eu nu-i dau sarcină pentru ca să crească acolo unde se duce, ci pur și simplu iau numai cu puiet căpăcit ca să ecluzioneze, viu și repede cu hrănitorul, acolo în spate am și hrănitorul pus și alimentez cu sirop 1 la 1. Așa se face primăvara 1 la 1 ca să aibă și apă, că au nevoie până la puie și de apă, da? Așa. Și în felul ăsta rămân două rame cu puiet, larve de regulă. Două cu larve. Două din partea asta cu larve și cu șase fac 10 rame. 10 rame cu puiet când l-am organizat pe ăsta și mai pun încă două. Îi pun încă 4. Las două în partea slaptă. Uite, ăsta două, de la cuibul de aici, deci le las aici. Iau numai cât am spus că iau, 4, da? 4, da, 4 da. Cu puiet. Da. Cred că o să-și fac operația ca să vadă omul concret ce fac, că acum facem la rece treaba, discuția asta, bine? Înțeleg, da. Și pe urmă trecem și facem concret lucrarea. Ei bine, în momentul în care am luat pe cele 4 rame cu puiet, cu matca, obligatoriu cu matca, hai tu. Rămân astea două de aici, da? Da. Rămân și astea alte două de aici. 6 și cu 2 fac 8. Pun 4 foi. Eu acum am rame crescute deja, de anul trecut, nu pun foi, deja crescute. 4 le-am băgat repede aici și am făcut 12. 8 sunt cu puiet, atenție, 8 cu puiet și 4 puse pentru ca matca să ouă. Matca asta care mi se pare cea mai deșteaptă, o văd eu din exterior că a fost mai puternică, mai valoroasă. O rămâne aici de bază. Astea 4 și cu 4 le-am dus în partea cealaltă. Aici voi veni cu hrănitorul în spate. Rămâne o singură matcă. Albina circulă pe cele 3 ordinișe. Atenție, am 3 rând de zbor, nu? Ca asta de aici circulă pentru asta. Cealaltă din față circulă pentru ăsta de aici, da? Și celălalt din spate, nu? Celălalt ăsta de aici pentru buzunărel, pentru partea asta. Ei, toată albina călătoare rămâne aici, ăstuia. Da, îi rămâne. Da, bineînțeles. Și atunci ăsta se duce rapid, practic se umple cu albină în scurt timp, da? Ei, eu acum am să mă duc să aduc lădița. Tu mai filmează albina cum lucrează la fiecare rampă. Îți dai seama de la activitatea la fiecare stup. Iată, bunăra acela pare și mai puternic. Nu după cum vedem densitatea albinei. Așadar, ne-am întors la treabă. Ne-a alungat albina. Că n-am fost pregătiți așa cu fum, cu nu știu ce. Am zis că suntem... o să ne lase să lucrăm mai, da? Deci observi, albina stă destul de stresată, că e înghesuit aici, nu trebuie lăsată chiar până la momentul ăsta. Da, nu mai am timp, dragilor, să le fac pe toate de unul singur. Asta spuneam că fără ajutor și acum necazul este că am rămas chiar singur, soția a rămas în America, avem un nepoțel, al doilea nepoțel acolo și e mare nevoie de ajutor. Așa că, de unul singur se face și mie n-a ajuns și nu știu ce și nu știu cum și am și pe mama bunăvioară. Ai. Iată, dragilor, cam cum arată rama. Full bătută. Vezi ce înseamnă matca de calitate? Recunoște aici, nu? Da, bineînțeles. Așa, bătută așa cum trebuie, până în margine, perfect, perfect. Cere urgent, cere
să fie, uite, asta e semnul de blocaj. A ieșit albinuța și în urmă a băgat mierii, vezi? Da, da, da. Că o găsesc un pic de cules pe undeva și iată că mă blochează. Asta mai trebuie. Ai, 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 ai. Acum eu patru rame cu puiet, căpăcit, cum spuneam. Vreau să fie neapărat matca. Trebuie să avem grijă mare să nu ne rămână, că dacă am luat tot cuibul, n-am avea nicio emoție. Dar spuneam că numai patru iau, două le las aici. Pentru că el în urmă trebuie să apară un stup foarte puternic. Asta se va duce la 12 rame urgent. Nu 12. 6 ori 3, 18. 18 cu posibilitate de extindere, cu... Așa. Da, dragilor, deci... O luăm și pe asta. Le luăm la rând. Ca am și puiet căpăcit, are și ceva larvei. Dar are peste jumătate puiet căpăcit. Deci, ideea este să nu-i dau... Să nu-l supun unui stres de asta să crească, că nu va avea albină călătoare, asta e sigur. Matca asta e de anul trecut, după cum se observă, după cum lucrează, ne dăm seama foarte repede. Da? Și asta altă. Spuneam că toate șase trebuie să fie cu puiet. Cel puțin dincolo așteptam să fie așa. Dar iată că dacă mai întârziem un pic, intri și în frigul roietului. Dacă ne ecluzionează toată albina asta, numai că acum și-a luat niște măsuri. Deci fiindcă n-are spațiu unde se depună deloc, cum este o albinuță, cum o pus miere în loc? Da? Da. Și atunci blochează. Așa. Deci, cu ocazia asta și Constanțianul, care dorește să ia un număr de familii de la mine, mă vede că sunt într-o aglomerație foarte mare și va înțelege de ce am propus să mai amânăm un pic. Nu acum, mâine urma să vină. Nici nu știu exact cum se numește. Da, m-a rugat și eu zic, domnule, vreau să iau la dumneata familie de albine, pentru că am și garanția. I-am spus, știți ce facem? Vom filma exact cele 9 rame cu puiet care ți le dau, plus 3, plus rănitorul, să-mi aduci și rănitorul, pentru că o să-ți arăt și pornit captarea varoa, adică sub rănitor, acolo cum au crescut făgurea. Deci asta fac, eu fac niște lucruri care să însemne altceva. De fapt, mă transform în ceea ce înseamnă cumpărător. Și vreau să le spun tuturor, când se duc să cumpere o familie de albine, ce anume trebuie să ceară. Dom'le, vreau asta și vreau asta și vreau asta. Deci trebuie să știi exact ce dorești de la cel care îți vinde. Că tu dai banul, spune, domnule, vreau pe 9 rame de cuiet, 6 să fie căpăcit și 3, să zicem, cu larve în creștere. Pe 9 rame de cuiet și cu 3 rame de rană, 12 trebuie să fie, ai plecat cu acela la recoltat, ai plecat. Deci înainte de salcăm, te duci și culegi, nu te joci. Da? Deci... Acum arătăm concret, practic, exact cum facem. Am luat 4, vezi? Mi-au mai rămas 2, dar n-am văzut matca. Asta e marea belea mea. De regulă, când e așa aglomerat, matca o vezi mai greu. Dacă le-aș lua pe toate 6, nici nu mai am pune, nu mai aș face nicio problemă. Pentru că ei sigur îi lasă matca. Rar se întâmplă să rămână cineva pe margine, pe perete sau știu eu, cred că pe aici.
după cum se mișcă albina, da, este aici. Ai văzut ochiul apicultorului, spune. De ce? Că albina se mișca într-un fel aparte, era mirosul aproape de ea și zice, cumva să-i se întâmple ceva să... Ei, acum facem așa, luăm o altă ramă de acolo din ăsta, și o aduc înapoi și pe asta o iau. O iau cu matcă cu tot, nu? Că așa am vorbit. Da, da, da. Deci, dragilor, v-am spus că iau 4 rame. Asta o pun înapoi pentru că am pe ea, am matca pe partea cealaltă și trebuie să o iau. Și acum, cu nucleul ăsta, din 6 rame cu puiet, nucleul ăsta care e de fapt 4 acum cu care plec, nu-i pun, dragilor, nicio ramă. Deci nu-i pun acum lui vreo ramă ca să le extind. De ce motiv nu-i spun? Pentru că sigur ecluzionează albina asta, sigur, dar pleacă o parte și vine încoace. O parte care știi să vină de albină călătoare. Deci vine aici. Da, da, da. Și nu are rost să-l aerisesc. Eu îi pun eu acolo, dacă va simți, voi simți după 2-3 zile că s-au aglomerat de albină, îi pun eu. Și acum mergem la stupul acela. Poți să mă însoțesc, te rog. Pe acolo mergi. Astea sunt din extinși. Deci cea mai desfăcut din cei care se dau câte 3 în 1. Așa. Și acum, cred că aici am ajuns. Asta e gol. Acum punem într-unul din spațiile. Așa, să punem în asta. E, ăsta este modelul pastoral, ți-am povestit eu un pic ție. Aici în spate nu am, nu mai am 6 rame. Cei ce va sta rama hrănitor cleditoare sau rama capcană. Acum s-am fixat pe grilă și diafragma asta cu 4 ochiuri. Din ce motiv? Pentru că aici am în continuare de gând să stimulez, ca să dezvolt foarte tare pe ăsta. Repede, până să alcăm, el trebuie să fie full și să se facă cu 6 rame de puiet, cum a fost dincolo. În zona dincolo. Și atunci voi lua unul din el, mut în altă parte și pe ăsta îl dau pe 12. Da? Am înțeles. Rămâne una din parte. Deci, este vorba de o... Dar de ce nu las câte una? Te-ai întrebat de ce nu las? Mai câte unul, pun 4 și gata. Acum, nu. În serile sunt reci și pun încă de două se încălzesc altfel, unul de la altul. Înțeleg, înțeleg. Ți-am spus și la iernat. Este da, esențial da, da. Lucru să stăm la iernat minim două. Altfel, altfel când stai câte una singur cu 5-6 rame, de așa, ăla ghemă se face cât se face acolo, se face într-o parte a stupului, peste tot este reci, consumă foarte mult ca să mențină căldura, trebuie să fie peste 17 grade în interior. Când scade sub plus 17 grade, consumă miere ca să se mențină la nivelul ăsta. Iar când ajunge să înceapă puiet, trebuie să ai 32-33 de grade acolo. Pentru asta se consumă miere, nu glumă. Deci marea parte a cantității de miere pe care o consumă este pentru producerea căldurii. Da? Da, da, da. Deci de aceea calitatea iernatului este esențială. Iar albina după ce consumă, riscul mare este să îmbolnăvească, nu? Pentru că știi bine adună totul în intestin și atunci se produce în diaree, chestii, nu știu ce.
Nu. Trebuie să avem foarte, foarte multe grijă cu apicultura. Deci apicultura nu mai este, să spunem, ceva care era practică înainte, datorită, mă rog, schimbării condițiilor de climă, nu mai spun flora spontană, s-a micșorat, ca să zicem, areal. Și atunci, noi trebuie să fim, e vorba de o apicultură științifică, făcută cu multe informații, nevoie de a contracara toate fenomenele acestea care sunt, apar boli și așa mai departe, să le vezi cum... Nu-i treabă simplă deloc. Și cu cât albina lucrează mai strâns, cu atât treaba merge mai bine, pentru că sentimentul ei este de bogăție. Când ai greșit de înșirat-o pe multe rame, ai terminat stupul acela. Da? Deci... Stupul care va rămâne acolo va fi pe 12 rame în față și cu două în spate 14. Și ăsta se face în scurt timp full cu albină. Când ecluzionează, când nu știu ce. Deci voi ajunge la sfârșitul săptămânii, pe la mijlocul săptămânii următoare, ca să fie pe 18 rame full. Are toată călătoarea de la cele trei familii, deși foarte, foarte puternic. Da, spuneam aici, nu mai viu, dragilor, să mai pun în... să pun o ramă aici. Nici măcar la margine nu pun o ramă. Nu-i pun deloc, pentru că las să-l văd eu că cere, adică ecluzionează albina, se produce un echilibru între cea care pleacă, cea care rămâne. Și atunci îmi dau seama dacă încep să extind. Să-l... Aici, laterală, îi pun o diafragmă din polistiren extrudat. Uite că am și diafragma aici. Le spune, dar cum, domne, să lucrăm la timpul ăsta atât de strâns și atât de frământat pentru căldură? Păi da, foarte, foarte important să fie asta. Da? Și acum, deci asta, am pus-o lateral aici. Și am să văd dacă am un hrănitor, dar l-am aici. Ăsta va fi hrănitorul. Și aici e important că am tăiat aici, pentru că albina va circula prin haneman și nu vreau ca să uzez albina. Ea va găsi aici în spate hrănitorul, un hrănitor, și se adresează celor două, da? Celor două familii. Și în felul ăsta am reușit să ca să asigur căldura. Deci viu și cu diafragma asta în spatele ăsteia. Să n-am pierderile de căldură în partea asta. Deci cât se poate de atent lucrez în chestia asta. Și acum folie, neapărat folie, că degeaba, prin urdiniș, prin așa, prin fantilecirea, și pe aici circulă foarte tare curenții și mă dă peste cap. N-am voie să greșesc. Cineva mi-a și spus, care avea modelul ăsta de stup, mă zic, domn profesor, știi ce am făcut? Am o singură familie, am trecut o ramă cu puiet în spate. El a luat grila, a luat diafragma asta cu patru ochiuri, fiind o singură familie, și a pus aici hrănitorul, de desubt aici crește făgurelul acela pentru captarea varoa, nu aici, da. Așa, și zice, am pus dincolo de hrănitor, i-am pus o ramă cu puiet, zice, și n-am mai pus folia, domn profesor, în spate. Am lăsat așa, pentru aerisire. Am spus repede folia la loc. Pune folia, că acum tu răcești foarte tare puietul și ăsta din buzunar, dar în general tot. Ai văzut că stă albina în față și ventilează? A ajuns la stadiul ăsta? Nu. Păi nu, pentru că noi avem, nu? Lucrăm cu fund antivaroa. Aici e sită. Deci este ventilație foarte puternică. N-am
nu să ajungi la etapa în care e sufoc și albina de căldură. Și în ce perioadă se scoate folia, domn profesor? Atunci, doar în situația în care constat că este supraaglomerat, am caturile puse deasupra, full cu albină tot, ventilează și văd că stă albina barbă afară, atunci scot. Dar folia asta, o mutăm deasupra caturilor. Și folia nu o să lipsească sub nicio formă? Deci numai în cazul în care sunt căldurile acelea mari și simt nevoia să... Și atunci numai cât o răsfrâng un pic. Deci o parte din ea. Nu-i dau toată suprafața. Că sita asta e mare și o ventilare foarte puternică prin ea. Numai când e suprapopulat și ca transport, chestii, nu știu ce, atunci. Dar în rest, toată grija cea mare este să avem căldura, conservată căldura. Pierderile de căldură înseamnă, de fapt, stagnarea familiei. Asta trebuie. Acum mai mergem și aducem și pe altul, nu? Că mai avem unul de adus. Bineînțeles. Și să vadă concret cum facem expandarea asta. Spuneam, Marius, de disponibilitatea asta a mea de a face cunoscut tot ce știu. Sigur că este și o slăbiciune în toată povestea asta, în sensul că șacalii care descoperă că sunt victime ușoară, așa cum ai sunat tu, am zis, hai, vino, te aștept. Sunt și de ce care sunt tare frământați, fac rău. Așa am pățit-o în 2012, sunt început să spun, grupa acela infracțional care m-a nenorocit. Dar iată că anul trecut, tot anul am muncit din răsputeri ca să-mi pot reface stupina. Am beneficiat și de un ajutor de albine de la Maici. Eu conduc și stupina, am condus stupina de la Tisa Silvestre. Și acum am ajuns la un nivel destul de bun acolo și atunci m-au ajutat cu o parte din albine. Urmează să le plătesc, să văd cum fac toată povestea. Dar în afară de pierderea în sine, spuneam 530 de familii care mi-au fost distruse, în afară de asta, cea mai mare durere mea a fost că am întârziat proiectul. Lumea care mă urmărea nu a mai avut sprijinul meu. Deci aici a fost cea mai mare suferință mea. Acum să mai punem acolo, să mai facem un pic de fum, pentru că te atacă iarăși. Așa. Ia să vedem noi așa. Să mă duc eu să mai pun ceva. Dar eu am nădejde că Dumnezeu va rândui el. Și toată suferința asta care mi-a fost creată de căloșii ăștia de la Bădat, la Bujoreni acolo, la halta aceea. De fapt, tot filmul, tot ce mi s-a întâmplat, e pus pe internet. Da? Da. Dacă vei avea curiozitatea să intri la Prof Online și spune acolo la un moment dat o rubrică, n-am mai putut filma pentru că grupul infracțional de-a burlat meu distrus toată stupina, acolo, și dai click acolo, vezi toate filmele. Vezi exact cât am lucrat acolo, cum făceam toată treaba acolo. În sfârșit, sper că cineva odată va încerca să descopere. Că în rest, oricât m-am străduit, fiind poliție, justiție acolo, cu procurori, cu judecători, tot în grup, ei furau motorina de la Bârlad, ani de-a rândul, și acum acolo s-a terminat activitatea și nemai având alta, au găsit cu Prof Online. Din nou, iată, tot așa, vezi, rame frumoase, cu puiet. Foarte frumoase. Da? Încă ceva, nu știu dacă a remarcat. Acestea sunt rame construite în studio stupi. Nu știu dacă se limpede. Dar vezi, până aici, celula, toate numai cu celulă de albină. Nu găsești celule de trântori. Pentru că toate... să zicem, celulele de trânturi sunt în rama cleditoare.
Și atunci mie nu mai înstrecă foile. Când tu pui acum o foaie așa, ți-o crește și cu trântori. Folosesc și eu capcane. Folosești capcana, dar când, până să ajungă albina la margine, mai construiești și pe unde are, sau unde are deja cred construit, bagă trântori acolo. Eu sunt la aici, la capăt, și de oriunde vine albina, de oriunde ar vine matca, găsești din mai multe ori pe zi și nu mai strică foile. Foarte, da? Important. Deci asta este marea performanță pe care o ating iarăși cu modelul meu. Așa că să înțelegem că acest stup realizează performanțe foarte, foarte mari. Este o uzină, de fapt, la urma urmei, o uzină care poate fi folosită și adaptată tuturor nevoilor, funcții de ce ai de făcut cu stupul. Deci am avut de iernat, am iernat, cum vezi, foarte bine. Fiindcă eu m-am dus tare pe mulțire în anul trecut, am intrat cu ei slăbuți, pe câte 3 rame. Și atunci am făcut următoarea chestie, am iernat 5 într-unul. Acum sunt 3, dar au fost 5. Am împărțit aici, am mutat ghidajul ăsta de aici pe la mijloc, la 3, la 4 rame, 4 rame. Și în față am avut 3, iar în spate aici am avut 2. Că dacă ai lada plină cu albine, trebuie și lada cu bine. Deci să fie plină cu albine. Dar data asta, iarna asta a fost mai dulce, nu s-a simțit foarte tare. Însă dacă ar fi fost o iarnă grea, am fi pățit-o cu... Mai ales cei care aveau familii mai modeste. Deci suntem cam cu 2 săptămâni înainte de salcăm. După părerea mea, cam pe 25, așa cred că deschide salcămul. Și atunci, spunem că ne aflăm într-o poziție bună, cu șanse de a avea 9-10 rame cu puiet la depotul salcămului. Cei care se ocupă și fac și un pic de pastoral, atunci au șanse să facă recolta. Și eu doar le pregătesc materialul, le pregătesc stupina al familiei puternice ca ei să poată să culeagă. Deci aici, din nou, care e operația, tot 4 rame luăm. Suntem atenți să nu ne rămână masca. Și lăsăm 2 rame pe loc. Nu ne ducem foarte repede. O să ne ducem după ce îl încheiem pe ăsta să-l așezăm, pentru că obiectivul este să-l vedem cât se poate de bine, să vedem exact cum se organizează ăsta care rămâne în urmă. Cei care s-au grăbit, e blocaj foarte rapid de... Găsesc un pic de pâles, probabil că găsesc un lanț rapid, că este cineva și mă blochează. Chestul mare este ca în scurt timp să am blocate ramele. Dacă aș avea mai multe mâini, uite, chiar și la filmuleț, nu pot să filmez, am filmat așa de unul singur, dar greu, e foarte greu. Să și filmez, să și... rama asta trebuie să fie matca, așa aș zice eu. Deci o aștept să fie pe aici, da, este. Am găsit-o, să spun, ochiul meu lucrează. Dar acum la asta, nu o să mai, fiindcă e cu larve foarte multe, nu iau să-i dau sarcina asta. Pur și simplu, o să iau de oarecare și să-l dau jos în... Hai! E, nu te duci pe acolo. Băgat.
am dat drumul. Acum știu sigur că mi-a rămas, am dus matca. Astea două le lăsăm, dragilor, aici. Deci cele două, sunt lăsate ușor aici. Și acum, desfacem folia. Nu lucrezi deloc cu folia, așa-i? Deloc, deloc. Deloc, deloc. Și acum ți-ai dat seama că merită? Bineînțeles. Mâine primul lucru ăla e. Da. Da, Marius. Știi, sunt primul care am făcut asta. Am vreo 7-8 ani de când am, 8 ani de când am pornit cu folie. Lucram la vagon. Și la iernat la vagon, o problemă complicată, complicată. Și am băgat folii. Ei, am lucrat cu folia, eram încântat. Cui mai spuneam că folosesc folie? Spune, condensul, mă, băiete, mă, ce faci, mă, acolo, băi, dai sufoci albina, că nu știu ce, nu știu cum. Domnule, nu e așa. La un moment dat m-am găsit cu profesorul care predă zootehnia, la predă apicultura, profesor de apicultură la Iași, la agronomie. Brigadul zootehniei, el predă apicultura. Și în discuții, acum vreo 3 ani când am inventat modelul de stup, în sfârșit, și-a spus, domnul profesor, hai să vă spun, zice, v-am criticat cât am putut de tare la studenți că folosesc folie. După aceea m-am convins că e bun. Deci îmi pare rău, dar... Și mie, prima dată când am văzut, asta, mi s-a părut un pic cam ciudat. Așa. Deci, după care, zice, m-am convins că e foarte bună ideea dumneavoastră. Deci, prima ramă, da? Ți-am zis prima ramă, e și prima ramă cu puiet, nu? Da, da, da. Deci toate șase vor fi cu puiet, nu capi discuții. Acum am să mă duc repede să-mi aduc 4-5 rame goale. Mai filmează de acolo, stai de vorbă cu ele, vezi ce-ți mai spun acolo. Uite așa, dacă n-am făcut o regie să ne pregătim, să nu știu ce, ce pur și simplu am debutat așa repede cu face cunoștință, hai să vedem, pentru că știi ce, eu n-am timp să stau de vorbă și am zis cât stăm de vorbă, facem și lucrarea asta cu filmul.
Da, spuneam de calitatea ramelor acestora care sunt construite în modelul acesta. Deci celule perfecte, toate de albinuțe. Și acum, aici o să punem patru rame goale. Are deja 8 rame cu puiet sunt aici. Da, da, da. Și o să le intercalați pe alea care le pun. Da. Deci, cam în mijloc pun o ramă, dar și una ba. Am pus, vezi ce s-a întâmplat, am pus 2. Da. Nu îl mai vântur ca să mai scot, dar toate sunt pline cu puiet. Astea care sunt aici. Da, da, se vede. Așa. Și acum punem o altă ramă. Are și un petec de miere de aici. Micuța. O desfac ele și o trag. Ei, acum o ramă. Și acum pun încă o ramă, foaie rapid. Deci ai văzut, prima am pus-o acolo și la 2. Și acum una da și una ba. Ca să fie pe mijloc. Domn profesor, și da. Albina care era pe dintr-un compartiment cu celălalt, când se întâlnesc, nu... Nu e nicio problemă. Niciuna. De regulă. Nu știu dacă am procedat așa, cred că am făcut așa. După astea două, îți pun o foaie. Da, așa ați făcut. Așa am făcut, da? Da. Foaie, pentru că să fie ca un perete până când ele. Dar prin fund, ele, prin fundul antivaroa, mirosul este cât de cât uniformizat. Am înțeles. Știi, nu e ca atunci când ai fundul din scândură și e foarte etan și nu știu ce. Deci ele au oarecare, să spunem, feromonii s-au amestecat de colo și de colo, dintr-o parte și în cealaltă. Așa. De regulă, prima ramă, după cele două, puneam, așa cum am și făcut aici, căutam să fie compit din miere, o descăpăceam și ele circulau acolo, se duceau după miere, n-aveau și deodată se trezeau cu treaba rezolvată. Da? Deci acum punem și pe asta și am încheiat. Practic pe asta l-am extins. Are 8 rame cu puiet aici și cu astea două din spate, 10 sunt de fapt. Tot singură matcă. Nu? Sunt 10. Da. Sunt și alea două în spate. Sigur, da. Acum, să vezi operația care trebuie să o facem. Aici am avut o diafragmă care n-a mai fost cu ochiuri, cu nu știu ce, cu diafragma obișnuită, ci o altă diafragmă etanș. Cam iernat aici, da? Da. Așa. Puteam și să fie una de celălalt să închidem ochiurile, nu știu ce, dar acum eu am, în iarna asta am procedat așa. Am venit cu o diafragmă specială pe care am așezat-o pe grilă și acum o dăm jos, că nu mai sunt, n-am decât o singură matcă. Punem hrănitorul. Deci punem hrănitorul imediat. Sper că am adus hrănitorul, da? Hrănitorul care are spațiu de desubt pentru creșterea făgurelului pentru trântori, captaura varoa. Ei, aici este esența. Toate ramele stau umăr lângă umăr și distanța dintre două rame, cei 12 mm, spațiul dintre două coincide cu fanta de aici. Și de oriunde ar fi matca, oriunde ar lucra, când ajunge la capăt, dă cu nasul de făgurel, depune acolo, mai încă 10 celule crescute, încă 10 celule. Le bate, da? Acum înțeleg eu rolul. Sigur că da. Care? Și deci eu acum asta e pusă perpendicular, vezi tu? Da. Perpendicular pe toate ramele. Că de acum astea sunt așezate invers. Am spart peretele stupului, într-un fel, în limele spus. Da. Am creat în locul peretelui acesta grila, care îmi poartă numele, grila ursul, așa, și oferta cea mai generoasă e rama capcană, la care eu ajung din cor câte ori vrea pe fără să deranjezi familia. Da. Păi știi ce, nu mai deranjezi familia. Este esențial, esențial. Te corupi să știi până când pleci de aici. Acum am înțeles eu cum... Da. Care este rolul. Da. Și acum ce facem? Uite, acum am pus-o aici.
Când am pus puietul ăsta din coace, de hrănitor, păi știi ce? Asta este în inima cuibului acum. În inima cuibului. Nu lateral, cum o puneai tu. Înțeleg. Este în inima cuibului și acum o crește în cea mai mare viteză. Mâine dimineață, dacă ne uităm, este crescut făgurel. Îți voi arăta acuș. Chestia, nu la asta. Da, ci la un altul care am făcut-o. Ei, uite-te acum ce am făcut eu. Deci, pur și simplu l-am terminat cu chestia asta. Lui mai pun o ramă aici la margine. Pentru că se pare că are destul albină. Sigur are destulă. Voi vedea când albina stă și vrea să-mi construiască făgurel, mai viu și completez aici. În felul ăsta, nu-l pun între ele două. Deci nu-l pun așa între ăsta. Da, am înțeles. Nu. Să-l puneți la... Sigur că. La margine. La margine îl pun. Și iată, dragilor, acesta este pregătit. Nu înainte de a-i pune și hrană, de stimulăm. Este esențial, dacă vreți să vă meargă proiectul, să stimulăm, pentru că atunci ea are sentimentul că culege și crește în fuga cea mare făgurelă. Deci va avea mare, mare urgență în a crește făgurelă. Asta este de un litru. Deci capacitate, unul pe unul am făcut siropul. Acum vin aici, e o singură familie, nu? O singură matcă a rămas pe loc. Totul este rezolvat. Zicem, Doamne ajută ca el să meargă cât se poate de bine. În câteva zile se umple, că ecluzionează puietul acela care e de acolo, plus albina călătoare din trei. O să se întoarcă tot aici? Se întoarce tot aici, deci e la vârf, așa ca forță. Eu, sincer, nu mai am cuvinte. Iar eu, un stup de ăsta, deci unul așa pregătit, vii tu mâine să ți-l dau, da? Okay. Ăsta ți-l dau, 12, hrănitorul plecat, hrănitorul în spate și cu o ramă. Deci îți dau 12, de tip pastoral. 12 fulg în care sunt 9 sau 10 rame cu puiet, da? Da. Au 11-a. Și plus hrănitorul. Și plus hrănitorul care are deja făgurel pornit, ouat, tot. Asta este marfa care ți-a dat. Încât tu l-ai luat și te duci la cules. Păi bineînțeles. Deci nu stai bine. Ai pus caturile și la pusul caturilor iarăși o tehnică. Poate e timpul să mă duc să aduc și o catură să facem și greșitul ăsta. Merită o dată și... Deci lucrăm cu două caturi de jumătate. Așa. Păcate n-am adus și roința, da. O să aducem la urmă. Deci cu două caturi de jumătate. Și să spunem că ți-ai luat familia. De la constructor îți vin caturile astea tot, absolut. Toată povestea. Astea sunt rame un pic mai late decât obișnuit.
vor crește la nivelul ăsta, celula mai adâncă, și matca nu mai poate să ajungă cu fundul în... Da, și, pentru ouă. Și numai ouă. Am înțeles. Da? Acum, cum punem? Dragilor, este esențial să înțelegeți. Vin cu niște distanțieri speciale, încât stau la distanța cuvenită, lăsând 12 mm spațiu între două. Niște distanțieri speciale care se pun aici, dar constructorul n-avea la momentul acela și mi l-a adus așa. Dacă va fi problema cineva să cumpere cu totul, atunci distanțierile vom oferi. Le dăm atunci. Deci, să spunem că tu ai luat stupul de la mine cu 12 rame și acum te duci și lipui catul. Uite ce faci, dragul meu. Deci îmi dă atâta pentru primul cat, doar atât îmi lași o fantă de atât. Deci nu îmi lași toată suprafața goală. Și îmi pui ramele invers decât, vezi că ele așa asta. Faci un fel de Hahnemann. Invers. Ca matca când vine, să dea cu nasul în ramă. În ramă, de ce ești lat aici? Și ai făcut un fel de Hahnemann jos. Ei, cam 3 rame sau 4, 3 rame aș propune pentru început. Tragi din folia așa. Deci tragi din folia cum vezi că fac acum. Și viu cu ea în partea de sus ca să am, să fie localizat numai pentru așa ceva. Da? Da, deci da, pentru da. Cele 3 rame, doar atât. Într-o zi voi vedea 3 sau 4 rame. Am să las 4 pe de-o. Cred că așa fac în prima parte. Cele 4 rame, într-o zi, dacă ești la salcâm, sunt și crescute și nectarul cu traspia, piele. Într-o singură zi. Toate 4? Toate 4. Că înseamnă 2 jumătăți, mă. 2 jumătăți înseamnă 2 rame. Înțeleg. Da? Toate 4 într-o zi. Deci toate 4, dacă se crește nectar, toate 4 sunt crescute. Seara le pui dimineața, seara le vezi așa. A doua zi, sau seara, fiind albina pia crescut, nectar la jumătate, băgar, nu știu ce, încep să le intercalezi. Și pui una, da, una, ba, una, da, una, ba, și extinzi tot cuibul. Da? Deci e da, extins da, da. În măsura în care îți vezi tot timpul acoperit toată de albine. Toate ramele, da. Toate ramele albine. Că dacă deodată îi expui așa, le-ai șocat, le-ai pus prea mult, sarcina prea mare. Înțeleg. Și pe măsură ce populează. Ei, și stai liniștit. Folia de acum e mutat-o de jos, o pui deasupra. Când s-a extins la 5-6 rame? Da, când s-a extins, s-a acoperit tot. Am înțeles. Folia o pui deasupra. Și celălalt cat, vine peste folie. Am înțeles. Da? Da, da, da. Deci... Și nu o să treacă albina de pe primul cat la pe al... Nu, tocmai, să fie tanș numai pentru ăsta. Am vezi, înțeles. Eu am venit așa, aici, numai pentru patru, da? Da, da, da. Dar și am folie între cele două caturi. Că viu și cu catul al doilea. Deci atenție multă că trebuie să etanșăm și să ținem albina înghesuită. Cu cât mai înghesuită, cu atât mai bine. Deci al doilea cat, care se pune pe folie, o altă folie. O altă folie, înțeles, da? Și e perfectă. Între timp când am extins-o de a acoperi toată și l-a crescut perfect, aștept să se ducă până aproape de căpăcire. Când începe aproape să căpăcească, atunci ăsta devine, îl ridic deasupra și ăsta altul îl bag de desubt. Cu toate ramele goale. Că tu ai numai foi. Da, da, da. Da, cu toate ramele goale. Nu ai nicio treabă, că toate vor fi luate la crescut. Deci toate le alături. Pentru că sarcina ăsta e deja rezolvată și aici toată albina coboară și crea un sentiment de panică fantastic de puternic. Și toate vor fi luate la crescut și va fi treabă bună. Dar nu băga deasupra. Că deasupra da, 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 am înțeles nu-l crește cum trebuie, ci între cele să două. Să fie între, da. Între cele două. Și așa ai ajuns cu nu, momentul acesta. Între timp, aici, sigur, s-a umplut de albină, ai tot spațiu, ai tot ce trebuie și ai spațiul ăsta gol. Avem roiniță. Văzut să-l aduc și roinița.
Când s-a făcut jos, 18 rame, în care ai 14, 15 rame cu puiet, deci când ai ajuns la nivelul ăsta, iei 2-3 de jos, rame cu puiet căpăcit, numai cu puiet căpăcit, nu 4, ci numai 3, să zicem, de luat. Și le-ai adus aici. Și aici vei avea încă un roi. Deci îți faci un roi în momentul ăsta. Așa. Pe care îl ai, îl crești așa. Capacul vine deasupra. Da? Deci sita cu folia. Cu folia și pentru asta. Același capac de jos vine sus. Deci același capac, acum s-a dus. Și iată-l. Avem și un stup și un roi. Un stup și un roi. Da. După salcăm, viu și pun diafragma cu patru ochiuri pe grilă, ca să-l orfanizez pe partea asta de aici. Și aici mai cresc un mătcuț. Și atunci îmi cresc și sus și jos mătcuțe. Astea când s-au umplut, îi dai drumul și faci un alt roi, rămas cu o singură ramă, ai două rame cu puiet, ai albine călătoare, ai botcă de undeva, ai băgat, ai plantat botcă, așa, faci cam trei pe roinița asta, lucrezi pe vară. Cam trei, de aia spunea, la mulțire este fantastic, în timp ce ai și producții, așa. Ai un moment de tristețe, s-a întâmplat ceva cu matca, nu mai lucrează la capacitate. Nu nimic, ai matca deja pregătită, ai posibilitatea cu ochiurile acelea să o trimiți acolo, sau ai nevoie de albină puternică, multă, foarte bine. Toată albina călătoare de aici, ai închis rampa de zbor la asta, ai trimis-o prin Hahnemann, prin ochiurile acelea Hahnemann, ai deschis-o, toată n-are ce face, duci pe acolo, rămâne matca asta izolată și lucrează doar aici. Și toată albina și-a dus, ai concentrat albina ca să ai la cules. Da? Deci, după nevoi, tu îți obții cantitatea de albine, că este esențial. Știi bine că la 50.000 de indivizi, cât 50.000 de indivizi înseamnă 5 kg de albine. La 50, așa, 20.000 au nevoie cu lucru și 30.000 îți duc la câmp. Este extraordinar. Dacă îi ține câte un kilogram de albin în fiecare stup, deci 5 stupi, doar 2.000 se duc la câmp din fiecare kilogram și 8.000 au treabă. De aceea trebuie concentrată cât mai multă albină, ca să dezloci cât mai multă albină să pleci la câmp. Deci este o știință efectiv. Iar apicultorii care au toate informații, și eu am dat-o, așa cum dau acum în filmul acesta, am dat-o de fiecare dată informația și am spus cu tot dragul cam ce trebuie făcut și cum trebuie obținut. Când nu muncești de dragul muncii, ci trebuie să ai și performanță. Dacă ți-ai scos dintr-o singură familie, aceea care ți-am vândut-o eu acum în primăvară, încă 4 sau 5 lângă el, până în toamnă, fără să afectezi producția, gândește-te că ce șansă ai ca în primăvara următoare să poți vinde și tu. Știi, eu sunt înnebunit și chiar trist. Pentru ce se întâmplă acum în țara asta la noi și cât dezinteres este pentru voi tinerii și politicienii și ăștia care se bat cu pumnul în piept, că sunt interesați, fac pentru locuri de muncă, nu știu ce. Păi invenția asta a mea este nu numai la nivel național, ci este la nivel internațional, pentru că trebuie să spun stupul ăsta fizic, a ajuns și în Spania și în Italia și prin Grecia și prin Turcia. Mă rog, cei care au descoperit, din America, pe internet, internetul a ajuns peste tot, cineva a văzut acolo și s-a dezvoltat o stupină în România, dar el în America este. Mă rog, a făcut investiții așa și a intrat în discuții. Spun, sunt trist pentru că îi văd așa bătându-și cu cărămida în piept, că fac și drept, cu pumnul în piept, că vă fac și vă ajută. Nu vă ajută cu nimic. Absolut cu nimic. Absolut cu nimic, dacă se poate vă încurcă. Bineînțeles. Și eu sunt chiar trist acum că este campania asta, se apropie alegerile europene. Apropo de chestia asta, n-am mai avut cum să mă întind.
dar mă bânea gândul să mă anunț pe internet că vreau să candidez ca independent și atât de mulți tineri și atâția, că am peste 5 milioane de accesări în momentul de față, deci sunt ochii pe mine, sau foarte mulți, să fie adunate semnăturile, cum tu puteai în sală la tine să te duci și așa mai departe și să putut să candidez, pentru că de acolo unul ca mine ar fi susținut cele două proiecte. Vorbesc de video matematica și video apicultura, sunt două cu caracter internațional, deci nu e ceva, albinarea aceeași nevoie oriunde ar fi în țară, oriunde ar fi în lume. Ei, unul ca mine ar fi putut să ducă cu două proiecte europene de la tribuna aceea și vorbit așa pe românește, că se găsea cineva să traducă, nu știu în engleză drept, și în felul ăsta am fi ieșit cu ceva. Stai și te întrebi acum, să părui unul pe altul și să anunțe, ăla e micilos, ăla e nu știu ce, ăla nu știu cum, dar spune, uite, dumneavoastră, există prof online. Haide să sprijinim, să venim lângă omul ăsta și să le putem prelua, că eu nu țin pentru mine să fie făcut, să fie făcut pentru cei care au nevoie. Iată pe tine, acum, înnebunit, umblând după informații. Și vrând să faci ceva, te vezi strâns cu ușa, cum să spun, să poți să realizezi ceva. Așa este, așa este. Este dureros. Este, eu spun, nu copiii mei vor prelua apicultură și chestia asta, că ei au, mă rog, nivelul la care au și se ocupă. Dar eu ce-mi doresc foarte mult să pot lăsa ca tu să fii proprietarul acestei activități ai tale, mă. Și când se poate organiza o asociație pe Biostup, asociația Biostup, adică produsele acestea unde produsele sunt bio, ne mai fac tratamentul cu varachet. Apropo, haideți să vedem în coace, să vezi cum m-a pornit treaba. Să văd eu dacă să duc cu ăla. Unul de pe aici undeva, căruia am făcut operația asta și am pus deja rama aceei clăditoare și vreau să văd dacă au crescut. Uite că m-am dus chiar pe fază. Asta e bună. O fie asta. Am zis, nu, asta nu-i desfăcut. Din păcate. E, hai, pe aici puneva trebuie să fie. Am desfăcut unul sau doi. Și știu că le-am pus și am văzut că porniseră. Nu asta. Aici asta nu-i. Am găsit acum. Deci e următoarea. Ai înțeles acum ce înseamnă biostupul și ce înseamnă performanța lui? Parcă... Am rămas blocat, nu că am înțeles la ce... Parcă te întrebi, zice, o, Doamne, cum să fac și eu să intru în posesie? Uite aici am pus trei hrănitori. Am scos un hrănitor deja, bătut cu puiet. Și acum vrem să vedem cam care este stadiul cu el aici. Vreau să văd dacă... au crescut pe cele trei, pe toate trei. Adică ce vreau să văd? Dacă au bătut puiet, matca acolo, cu trânturi, cu tot ce trebuie făcut. Ăsta a fost în stadiul acelui care l-ai văzut mai înainte, da? L-am desfăcut și am băgat rama. Și acum, o repet, am recoltat o ramă și sunt curios să văd ce se întâmplă cu... Aici numai cât o pornit-o, vezi? Așa pornește făgurelul. Dar nu se pun trei una lângă alta. Ce am făcut a fost o greșeală aici. De ce? Pentru că se leagă și cu vecinul și cu nu știu ce. Trebuie spus câte una singură. Eu am abuzat aici așa, m-am jucat. Așa. Trebuie să o scot eu, o scot eu. Riscul mare să fie matca, să ouă pe ea, să facă nu știu ce, pe acolo nu ne jucăm. Deci nu așa se face. De ce am făcut așa? Pentru că am vrut să văd dacă și pe celelalte le face foarte repede, le agață. Dar nu trebuie forțată mâna peste măsură. Ia să vedem.
dacă o atrup asta pe aici. De regulă pe cea care e lângă grilă, știi, unde ajunge matca prima dată acolo. Ia să vedem. Da, așa, așa o construiești, știi? Deci așa trebuie să apară, riguros, atent. Așa. Ouăle sunt proaspete acum, este proaspăt ouată. Aș vrea să filmez mai de aproape. S-ar putea să fie și matca pe aici, dar nu. Să vezi dacă tu prin cameră vezi ouă. Nu se vede. Nu se văd, nu? O secundă, să fac un zoom eu. Ia să vezi așa. Ia vezi acum. Am mai apropiat un pic? E prea mult. Așa, așa un pic. Mai. Hop. Nu știu prea. Potrivește tu. Și cu zoom acela s-ar putea să observi. Știi, ouăle sunt mici. Da, se vede. Se vede, da? Se vede, cine știe să le... Așa, dar să important este să fi văzut măcar așa cât de puțin. Deci sunt ouăle acolo. Spuneam că am luat un făgurel de aici, bătut cu puiet. Eu mă așteptam să fie crescut și ăsta, dar a fost o perioadă rece. Vezi ce înseamnă? Perioada asta rece de 4-5 zile a însemnat că a stagnat. N-a mai ieșit. Și stai un pic, nu intră nimic nectar. Ori de câte ori este o perioadă de 2 zile încă nu mai intră nectar pe așa, matca e mai puțin hrănită. Cu atât mai mult pentru trântori. Eu crescut făgurelul tot, dar nu mai lasă ca să mai depună. Da? Deci, asta vreau să spun că... Așa, du-te mai încolo, du-te la fum de acum, că închid-o aici. Polistiren? Vezi? Deci încă stau cu polistiren deasupra. Deci nu las deloc să pierdem căldură, nu. Este esențial acest lucru, esențial este. Hai să-l dăm jos aici după ce le-am arătat cam care este. Ăsta este modelul staționat, da? Ăsta ca să-l manipulezi, să-l deduci cu pastoral, nu-i treabă simplu. Nu-i treabă, adică dacă paletăm, cum fac în exterior, câte doi stupi așa, ai sistem așa, te miști. Există varianta de stup, puși unul lângă altul, doi, da. Sistem paletat, și tu stai în partea asta și lucrezi. Celălaltul are partea asta și atunci, prin jur, albina lucrează, trei râmi de zbor aici, trei pe partea asta, și toată treaba merge foarte bine. Zoom acela să-l oprești de tot. Că calitatea scade. Da. Te dai seama, da? Da. Bun. Ei, acum dăm jos și sistemul desfacem. Aici am și în caturi râmb de zbor. Am văzut. Da? Deci în condițiile în care sunt în producție și am așa, nu le pun chiar una în alta, ci pun unul așa și unul așa. Uite așa punem, da? Unul așa și unul așa. Ca albina să nu mai vină pe aici să circule și
direct, se duce și lucrează direct în cat. Chiar am vrut să vă întreb de ce aveți... Asta e motivul, da. Asta e motivul. Ca să lucrăm direct la cat. Să nu mai alergăm albina, să treacă prin cuib, urcă așa. Deci, ea știe ce face. Descarcă, uneori trage de jos sus, pune în cat. Dar de să muncească, când se poate de dată. Căutăm să le ajutăm în muncă, să eficientizăm activitatea, așa lor. Și acum, după ce au văzut cum trebuie procedat la extindere, deci este esențial ca să o facem în doi timpi. Nu odată expunem complet toată familia. Îți dai seama de la ce e obișnuit ea ca și căldură, când deodată e dus-o în două caturi goale, ai mărit volumul foarte mult și atunci e răcit cuibul. Deci noi de-aia spun, facem puțin de câte treptat, puțin, da. Treptat. Ea își organizează activitatea, își face toate chestia și nu simte odată șocul. Deci nu trebuie să apară momente de șoc de astea care să determine perturbarea echilibrului pe care l-au acolo stabilit. Cred că am lăsat aici în cadrul ăsta. Deci revenim, suntem încă în etapa în care dezvoltăm. Abia am extins la o singură familie. Urmează să umplem stupul și să te pregătesc pentru ca tu să te poți duce la cules. Deci ai înțeles ce îți ofer ție ca și cumpărător. Îți ofer 12, hrănitorul cu, cum ai văzut, cu făgurelul pornit, da, da, da. Și cu o ramă de după hrănitor. Încât la pastoral avem și o rănință deasupra. Deși pastoralul are posibilitatea să crească o mătcuță aici, jos, pe două rame, dar și sus, tot cu două rame. Numai, îți dai seama că e numai de două rame, ca să poată să-ți crești acolo. El e mai micuț, e drept, dar e important să crești o matcă, că dacă ai o matcă... Stai de rezervă. Sigur că da. Este lucru esențial ca să reușești. Așa. Așa, dar, dragilor, ne oprim, l-am făcut pe ăsta acum, ne ducem și ducem pe nucleul de vale, arătăm cum și pe ăla îl pornim și oprim filmarea ca să mă apuc și eu de treabă. Da, da. Hai să spun un lucru, când filmez, bucuria mamei este imensă, că cei care mă urmăresc intră în posesia informațiilor, dar ritmul de muncă este lent. Dacă aș lucra 2-3 familii pe zi, îți dai seama cu filmarea, am făcut-o anul trecut, filmam, aveam cameramanul cu mine, 5-6 ore de film. Oh, dar mă terminau, așa că era efortul și destul de mare și ritmul mic la lucru. Iar când ai o stupină mare, rămâi cu lucrările în urmă, asta e cazul. Nu reușesc să le acoperi. Apoi mi se mai întâmplă încă ceva. Eu pornesc o idee dimineață și în timpul zilei o schimb. Adică, ca de exemplu, am venit eu. Așa. Eu astăzi am alergat, mă rog, după ce am trecut pe la mama și am văzut acolo ce program am stabilit, am venit la 9 și jumătate, 10 fără un sfert, cred că m-am luat aici. M-am apucat de treabă și bag un telefon. Băi, să răspund, hai să răspund. La telefon, tu, sunt un tânăr așa, dragăniciana, aproape îmi zicea, bă, lasă-mă că nu văd capul de treabă. Dar din politețe, zic, ți-am spus, vezi filmele mele și lasă-mă în pace într-un fel. Vezi acolo că e așa. Dar tu zici, totuși, unde lucrați? Că eu sunt din Găinceana, n-aș putea să ajung. Bă, să ajung. Și astăzi cât lucrați? Păi am spus până la vreo 9 de seară. Și m-am trezit cu tine aici. Asta... Nu prea mai avem baterie la cameră. Așa? E pe sfârșit. Da. Păi foarte bine că e pe sfârșit. Înseamnă că
mai durează doar un pic ca să închide singură. Hai să mergem acolo să filmăm, poate ne ajute să prindem chestia asta, după care au fost o oră și jumătate, cred că s-a dus filmul. Păi s-a dus pe filmarea asta o oră și 10 minute. Aha. Și plus cealaltă care a mai fost. Dar la fel, niște lucruri...